Vrei să te știe toată lumea, scena umor este un foarte bun început. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Gabriela Crăciun! Prezentare, ornamente. Bună seara! Bună seara, Gabriela! Să rămână! De mică mi-am dorit să fiu o vedetă. De la 6 ani mi-am dorit să apar la TV, să cânt, să dansez. Și n-am fost așa foarte susținută decât de familie. Bine, și asta din când în când. De aceea am zis, am să vin la Iumor să-mi povestesc și eu oful. Pentru că peste tot auzeam așa de la colegii, de la vecini, de la prieteni, dar ce, tu vrei să fii vedetă? Dar ce aveți, fraților, cu mine? De fiecare dată spuneam asta. Fac ce vreau cu viața mea. De când m-am născut, am simțit cum mă mângâie lumina reflectoarelor și a blițurilor. Și am simțit așa cum încape mângâierea unui tânăr frumos și celebru ca Benzeac. Dar ce, tu vrei să fii vedetă? Dar doar n-am vândut degeaba casa lui tata, ci ca să merg la Hollywood. It's funny, cause it's true. Serios? Da. Dar ce, tu vrei să fii vedetă? Da, mă, vreau să văd și eu cum e să mă plimb cu Cadillac-ul, să fiu în centru atenție, să fiu mai mereu pozată, să dau autografe. Aici ce sunt? Confesiunile unui vis spulberat. Și vreau să fiu și eu ca Delia, ca Mihai Bendea, ca Chelo. Dar ce, tu vrei să fii vedetă? Păi, poate așa am și eu șanse la vreun fiu de președinte sau de prim-ministru sau poate la Mihai. Să mă mărit și eu, că na, dacă tot vreau să fiu vedetă, tot o vedetă trebuie să-mi iau, nu? Dacă știe lumea în țara asta cine este mitoșerul, de exemplu, înseamnă că orice este posibil. Da. Dar ce, tu vrei să fii vedetă? Tot timpul auzeam lucrul ăsta. M-au luat transpirațiile deja sus. Da. Pe mine mult mai tare și înainte să te văd. Dar ce, n-ai tu somn noaptea din cauza că apare eu la TV? Da, mă, vreau să fiu și eu cum era Pamela Anderson înainte, mai ales că-s blondă, bine dotată. Știți ce se întâmplă cu fetele astea frumoase în ziua de azi? Vrem să apărăm toate la TV. Dar ce, tu vrei să fii vedetă? Este a 8-a 850-a oară când zice vedetă. Da, mă, vreau. Păi știi de ce? Vreau să mă vadă foștii mei iubiți și foștii mei prieteni. Ce bine am ajuns. A, și vecinii mei, că nu mă suportă nici aia. De câte ori mă văd zice, uite-mă și pe fițoasa asta. Tot timpul pe tocuri, machiată. Ce se crede asta, mă? Vedetă? La muncă, mă, du-te la muncă. Dar ce, mă, să fii vedetă? Nu-i tot o muncă? Sau n-am înțeles. Dar ce, tu vrei să fii vedetă? Mă, eu nu vreau să fiu vedetă, dacă tot așa să vă băgați mințile în cap. Eu vreau să fiu filozof. Uite, scriu și vreau să public niște cărți. Și am zis să vin și eu la Iumor să-mi zic oful, să-l cunosc pe Mihai, pe Delia, să o cunosc și pe Chelo, care e șarmant. M-a întrebat Chelo ce înseamnă șarmant, cum adică? Ei, seducător, și tu acum pui întrebări din astea, știi tu bine ce înseamnă, dar ai vrut să mă testezi. Oricum, vă mulțumesc! Și când suntem trei idioti, așa am văzut. Am și niște poze. Aoleu. Să vă dau niște poze. Mihai, poți să vii, te rog? Sunt poze cu mine? A, nu, sunt poze cu mine. Am să dau autografe cu pozele mele. Du-te, mă, că nu știi ce pierzi. Dar nu știi că nu te sărut, da? Nu, adică nu, mi-e teamă să nu cumva să fie niște poze dintr-un anumit moment pe care l-am uitat. Bună. Uite, bună. Este pentru tine. A, sunt poze cu tine. Dar vină mai aproape, așa, ce ești așa timid. Nu ne sărutăm des. Da, știi? Stai liniștit, e prietenește. Da, super. A, și mi-ai și scris ceva, da. Da, e pentru tine. Atunci când este, atenție, atunci când este... Sunt versurile mele. Da, m-am prins. Hai, Bendec. Atunci când este iubire, vorbesc mai mult inimile. Super. Dictează dorințele. Aia ai văzut. Pe ce voceam când am fost mai rog. Foarte sensual. Și ne poartă pe val de fericire emoțiile intense. Asta e. Din partea mea, Gabriela Felice. Dulcica, super. Dulcica. Dulcica, dulcica. Eu am emoții, tu ai? Da. Se simte? Eu ți-am spus că e chimie. Da, este. E chimioterapie, nu e chimie. Și pentru Delia, pentru Chelo, poți să le dai? Da, te rog. Emoțiile. Mulțumesc. Plăcere.
stimați telespectatori, cum erau alea după Revelion, dacă doriți să revedeți. Ai grijă să nu te împiedici. Mirna. Deci, a zis așa. Din partea mea, Gabriela Fried, i-a dat autografe. Unde a început povestea acestui număr artistic? De când aveam 6 ani. De atunci a scris? Ușor, ușor am început, dar acum s-a amplificat. Câți am scris peste 3.000 de aforisme. 3.000 de aforisme? Peste 3.000. Am mai mult, vreo 5.000. Câți ani ai? 36. Pot să vă citesc, dacă vreți. 36? Da. Ok. Nu. Știu că a sunat foarte rău. Nu zic, nu arăți. Da, se zice des. Un pic ai fost surprins când ți-a zis că are 36 de ani. Un pic te-ai gândit așa. Mai mult de 35 nu-i dădeam. Cu ce te ocupi? Sunt scriitoare, scriu. Ei, aici scriu, ne potrivim. Ei, uite, în sfârșit cineva cu care mă potrivesc. Visez. Cum? Visez să ajung unde îmi doresc. Scrie și visează să ajungă unde scriu. Dorești. Scriu și visez. Frumos acest balans. Și unde îți dorești să ajungi? În primul rând mi-am dorit să ajung aici și am ajuns. Și mi-am dorit foarte mult să ajung la Hollywood. Doar n-am vândut degeaba casa lui tata. Chiar ai încercat? Chiar ai călătorit către Hollywood și te-ai oprit aici? Nu, n-am luat viza și n-am mai fost în America, dar am fost în Londra, în Paris, pentru a deveni model. Nu s-a întâmplat. Stai, mă, deci tu chiar vorbești serios? Eu vorbesc serios, da. Te-am vândut casa acum 6 ani. Ce-ai făcut? Ți-ai vândut casa? Da. Păi bun, și cum ți-ai imaginat tu că va fi? Da. Ți-ai luat bilet de avion, clar. Deci v-am zis că sunt o visătoare. Mi-am dorit să cuceresc America. Când ai ajuns în America, cum ți-ai imaginat că e? Că gen te duci în Dallas și îl găsești pe Bobby, că l-ai băiat bun și să te bagi și pe tine în Dallas? Sau cum ai făcut? Pe Justin Bieber, glumesc. Eu asta tot încercam să o întreb, știi? Adică, cum și-ai imaginat ea? Adică, pleci și unde te duci acolo? Adică te duci efectiv pe dealul ăla unde scrie Hollywood și acolo e o poartă și... Bună ziua, am venit. Hai, Gabriel. Nu, adică ai ajuns și ce-ai făcut? N-a ajuns. Deci după ce mi-am vândut casa și am băgat banii într-un cont, eu am mers la sigur, viză. Zic, da, voi merge în America. Ana a primit viză. Și l-am primit viza, de 3 ori am încercat. Visul american, de ce ți-a fost refuzat? Nu știu. Le-a fost frică, măi, și protejează vedetele acolo, nu? Ce crezi că ți-a lipsit? De ce n-ai primit viză? Eu nu cred că a lipsit ceva, cred că nu a fost să fie. De 3 ori n-a fost să fie? Și de 4 ori la emisiunea cu stilul și n-am fost primită. Așa multe eșecuri. Îți dai seama că noi te-am primit, domne. Păi, nene, deci... Vă mulțumesc din suflet. Păi, deci totul este, de fapt, foarte sincer. Tu chiar îți dorești, efectiv, celebritate. Tot timpul pe unde merg, vânzătoare, ospătară, dar ce, tu vrei să fii vedetă? Fără să spun nimic. Stai o secundă, deci vine chelner și spune, da, astăzi avem, da, la meniu avem tocăniță cu... Și la un moment dat îi pică ochii pe tine. Tu vrei să fii vedetă? Așa se întâmplă? Aproape, ceva de genul... Mă angajez o spătară și colegele. Ia uite-mă și pasta, eu le aud. Păi înseamnă să fie vreo vedetă. Dar înseamnă că vorbești foarte des despre chestia asta, că altfel n-ar avea... Exact, nu vorbesc. Păi și cum le vine lor, dar ce tu vrei să fii vedetă? Ce te îmbraci sexy, de ce porți tocuri, dacă așa sunt eu? Încearcă să-ți imaginezi cum este ea în viața de zi cu zi. Că nu mințea, știi? În momentul în care... Spunea că toată lumea îi spune chestia, tu vrei să fii vedetă, tu vrei... De seama cum se comportă ea? Adică eu sunt absolut convins că în mintea ei, în momentul în care se duce oriunde și intră oriunde, în mintea ei, ea intră precum Loredana, Delia. Și vecinii și foștii iubiți, fostul meu prieten tot timpul mă întreba, dar ce tu vrei să fii vedetă? Da, când te-ai născut, medicul a spus asta. Chiar n-am despărțit acum în ultimul timp, înainte să mi se îndeplinească visul. Care a fost visul? Să vină la umor. Să vin la umor. Da, acum, între noi fie vorba, să știi că nu e ceva foarte greu. Dar nu-i spulbera visul ăsta, măcar lasă-i asta, bă, este foarte greu. Eu merg înainte. Doamne, ce greu e să... Sunt foarte ambițioasă. Sunt emotivă, dar ambițioasă. Gabriela, celebritate, ok? Da. Pentru ea există mai multe domenii. Muzică, modă. Sunt atrasă de modă și de actorie. Mi-am dorit să fiu și eu ca Jennifer Aniston. Poate tind foarte sus, dar asta și eu nu pot să mă mint. Păi nu, dar trebuie să alegi, punct de vedere? Deja dacă îți place și modă și actorie... Și modă și actoria, dar mai mult moda. Deși mi-am vândut casa pentru actorie. Pentru mine. Am suferit, dar mi-a trecut... Mi-a căzut o găleată în cap, jur, nu mai pot.
casa am vândut-o pentru actorie. Fraza care m-a năucit complet a fost aia cu că îi place moda, dar casa a vândut-o pentru actorie. Știi ce zic? În momentul ăsta îți doresc să fii vedetă? Adică chiar nu v-am convins? Sau lasă catwalk-ul că mă sperii. Poți să pozez? Haideți, domnișoară, eu sunt atent. Hai la actorie, n-a ieșit și ce? Dar ce model? Chiar nu am șanse sau ce? Și crezi că dacă am 36 de ani nu mă pricep? Dau și cu mopul numai să mă primiți. Hai! Eu dau și cu mopul, sunt modestă! Eu nu sunt fițoasă! O să fie o seară lungă. Băgați și muzică, da? Bineînțeles, muzica e viața mea! Calculul meu, domnului Bendeac, vreau să fiu și eu regizor. Închipuieți că ești... Eu sunt fata ascultătoare. Statuia Libertății și jumătate din Manhattan s-a scufundat. În sfârșit am găsit o actriță nedescoperită. Vântul bate cu 30 la oră călduț, razele soarelui zmânguie trupul. De ce râzi precum Cruella de Vil? Of, suntem și emoționată, dar trebuie să lupt pentru visul meu, ce să faci? Băi, asta sinceritate în dorința de celebritate n-am văzut în viața. Când ai în față un spirit vivace... Deci nu-i de mine, mopu! O domnișoară prezentabilă, care urcă ca o stea pe scena de la umor, nu poți să-i refuzi gloria. Bă, ne-a distrus treaba asta cu celebritatea, bă, băiatule, bă, totul în ziua de astăzi este contorizat. Aici este problema. Totul este contorizat. Lumea a dat-o razna. Toți vor celebritate. Dovada faptului că există Facebook, Instagram, TikTok. Bă, deci mi se pare atât de trist, pentru că am întâlnit inclusiv oameni pe care îi cunosc. Bă, îi doare în... doare în... de oameni. Oamenii sunt cifre pentru ei. Știu că toți speakerii motivaționali, toți filozofii ăștia de secolul 21 spun, bă, trebuie să crezi în visul tău. Bă, cum e, trebuie viața, trebuie să mai găsești și pedalada, frate. Uitasem emisiunea, e umor. Hai să o încurajăm, extraordinar. Nu poți să ceri celebritate fără să ai niciun atribut, fără să ai vreo legătură cu vreun tip de act artistic descoperit sau nu în prezent. Gabriela, ai umor, este casa ta. Aoleu, pe bune? Doamne, n-a sunat frumos, n-a fost o dovadă de dragoste artistică. Am emoții. Deci jur că dacă plângi, no, îți dau un like mare cât tine. Vă mulțumesc. Ai numărul cuiva de la preselecții? Sau de la casting? Sau de la... cum se numește? Te rog să suni. Am câteva întrebări. Să vadă ăștia care mereu că, dar ce mă, tu vrei să fii vedetă? Da, mă, vreau și uite sunt. Și ce? Hai, asta e. Acceptă realitatea. Alo? Da? Loredana, am câteva nelămuriri. Așa. Fata asta care, în mod evident, m-a trepanat și a făcut să-mi scadă glicemia. Voi știați întregul? Nu. Ea a zis că vine doar să-și facă numărul și părea ok la telefon, părea în regulă, dar se pare că atunci când te-am văzut, da, s-a transformat total. De ce plânge? Pentru că și-a împlinit visul. Ea, după ce a dansat cu un mop, a început să plângă precum ar fi câștigat premiul Oscar. Îți dai seama, nu am știut nici că o să danseze cu un mop, a fost... Băi, nu. Da, dacă știați că are acest sindrom uriaș al celebrității, la modul ăsta. Nu. Gabriela, de ce plângi? Cineva mi-a dat o șansă și... Cine? Voi. Și regizorul, adică George, adică... George, vină cu aici! Regizor! George! 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 George, George! 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 Aplauze pentru salvatorul nostru la această emisiune extraordinară, George! Mi-a dat șansa. Bine, Dumnezeu mi-a dat șansa, dar l-am întâlnit pe el. Eu ți-am împlinit-o. Tu ești, practic, trimisul lui Dumnezeu pentru ea. Exact. Deci îngerul trimisului. Omul lui Dumnezeu. Arhanghelul succesului artistic în România. Aplauze pentru George, nu te mai ascunde în umbră. De ce s-a declanșat cu ea și plânsul ăla și nu știi? În mintea ei, în momentul ăla,
Era celebră. Da. I-a perceput că după ce și-a vândut casa, după ce a făcut sacrificii, după ani de zile de încercări și nu știu ce, a venit momentul în care... Ai comedie fără pauză și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale Ai Umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!